Țăranul și leul îndrăgostit. Leul, spre ghinionul lui, se îndrăgosti de prea frumoasa fiică a țăranului. A urmărit-o zile la rând, așa cum face un vânător cu prada lui. A văzut-o că era și harnică și miloasă. Avea grijă de toată gospodăria și iubea toate animalele. Leul se gândi că îl va iubi și îngriji și pe el. Așa cum se cuvenea, se duse la tatăl ei să-i ceară permisiunea de a-i fi soție. Tatăl dorea să-și mărite fata, dar cu un tânăr de seama ei, fiu de țăran, harnic și vrednic, din același sat cu ei. Era îngrijorată de soarta fetei, dar nu îndrăzni să refuze direct cererea în căsătorie a leului, de frică să nu-l înfurie și acesta să-l mănânce. A încercat să găsească un motiv pentru care nu i-ar putea da fata de soție. Pe fata mea, spuse el, o sperie colții și ghearele leilor. Să vin apoi numai după ce te-ai descotorosit de ele. Leul îndrăgostit așa făcu. Dar când se întoarse, lipsit de apărare, țăranul împreună cu alți săteni îl alungară din sat, iar el trebuie să o ia la fugă, ascunzându-se în junglă. Leul nu s-a mai întors niciodată, iar țăranul și-a măritat fata cu feciorul pe care l-a dorit de cinere.